Bine ne-am regăsit în această filmare de la Predeal, din mijlocul naturii. Voi vorbi despre ingresul lui Marte în Scorpion. Am postat deja prezentarea generală a săptămânii 18-24 noiembrie. Ați văzut că este o săptămână destul de plină, destul de ocupată cu evenimente. Și primul din evenimentele cu care ne întâmpin această săptămână, în data de 19 noiembrie, este ingresul lui Marte în Scorpion. Da? Este practic ultima planetă personală care mai rămăsese, să spun așa, de căruță. Și Marte, în sfârșit, pleacă din zodia Balanței, unde nu s-a simțit foarte, foarte bine. A spus că a fost în exil. Este zodia opusă zodiei de domiciliu, Berbecul. Marte aici a încercat să fie politicos, a încercat să fie armonios, da? Dar acum ajunge din nou acasă, ajunge acasă în Scorpion, ajunge acasă în domiciliul lui nocturn și, bineînțeles, fiind acasă, se simte foarte bine. Va sta aici acasă, în Scorpion, până la începutul anului 2020, adică până în 3 ianuarie, la prânz, la ora 12:37, când va migra, da, în zodia săgetătorului, în următoarea zodie. În harta momentului, Marte în Scorpion tronează, este poziționat în domeniul carierei. Și în acest context vom face tot ce se poate cu ocazia acestui tranzit ca să fim foarte organizați, să ne bazăm pe o strategie foarte, foarte bine structurată, în care concentrarea pe scop, acea caracteristică specifică a scorpionului, da, se duce foarte, foarte în adânc, studiază și nu se lasă până când nu ajunge la esența problemei, va fi la mare cinste pentru a obține ceea ce ne propunem. Acum, în funcție de domeniul de viață în care este poziționată zodia Scorpion în harta fiecăruia dintre noi, vom fi poate mai perseverenți, vom fi, așa cum am spus, mai ordonați, vom fi poate mai dornici să trăim experiențe noi, vom avea curajul, toți vom avea acest curaj de a înnota. Deci avem o zodie de apă, da, Scorpionul, și vom înnota în aceste ape foarte, foarte adânci ale sufletului nostru, fără frică, deoarece atingerea celor mai profunde zone din existența noastră ne va ajuta foarte, foarte mult dacă avem curajul, da? Dacă avem curajul să facem acest proces de introspecție, să dizolvăm fricile și tenebrele. Deci, cu Marte în Scorpion, căpătăm acel curaj, da? Suntem acel voinic, acel erou din poveste care nu se teme de nimic și are acest curaj, această determinare, da? Să se lupte, să acționeze fără frică de moarte, deoarece pentru orice scorpion, în filozofia scorpionului, viața este un memento mori. În nesfârșita noastră călătorie existențială, avem acest ciclu: moarte, renaștere. Ne naștem pentru a muri, murim pentru a ne naște. Și în această perioadă, poate ne vom hrăni mai mult decât oricând cu emoții puternice. Și nu vom mai accepta compromisuri, nu vom mai accepta lucrurile acestea superficiale, da, care nu ne fac bine și nici nu ne interesează. Deci, efectiv, aceste lucruri superficiale, triviale, nu le vom acorda foarte, foarte mare atenție. Vom trăi intens, mult mai intens. Dorim să experimentăm, orice criză care apare în viața noastră, deoarece știm că aceste crize sunt profesorii noștri, ele apar pentru a ne transforma, pentru a evolua. Și chiar dacă ele sunt un proces care e dureros, ne dor aceste crize și ne creează o stare de disconfort, alegem
mai mult decât oricând în această perioadă să lucrăm, să lucrăm cu noi. Scorpionul, am spus, este o zodie de apă, este o zodie care ne ajută foarte mult în acest proces de introspecție, plus că el are acea componentă de secret, de adâncime, de profunzime, de acel ascuns, da? Lucrăm foarte, foarte adânc, lucrăm, mergem foarte, foarte adânc. De asemenea, este o perioadă în care vom fi poate mai pasionali, mai posesivi, mai ambițioși, cu mai multă voință. Spre deosebire de tranzitul lui Marte în Berbec, în Berbec este un alt domiciliu, este o altă casă a lui Marte, în care el acționează foarte direct, fără niciun fel de restricții, este foarte curajos, este necenzurat, face ce vrea el, da? Fără să se gândească la consecințe, fără să analizeze, fără să meargă în profunzimea lucrurilor. Cu ocazia tranzitului lui Marte în Scorpion, toate aceste trăsături se vor manifesta mult mai ascuns, mult mai rezervat, dar în același timp cu mult mai multă intensitate, cu mult mai multă putere, și avem aici acea componentă de manipulare, avem acea componentă de control, avem acea componentă posibilă de control emoțional. Deci totul se va duce spre zona aceasta emoțională foarte, foarte puternic. De asemenea, vor fi impactate în viața noastră, v-am spus, în funcție de domeniul de viață în care avem scorpionul fiecare din noi. Zona de sexualitate va fi mult mai marcată, investițiile financiare, banii celorlalți, zona de ocultism, da, tot ce ține de științele secrete, ocultism, tarot, cărți oracol și orice ține de transformare, transformare, schimbare, am spus, acea pasăre Phoenix care arde în cenușe, moare pentru a renaște din nou. De ce? Fiindcă acum avem acea energie, avem acea amprentă energetică, avem acea forță, acea determinare, acel drive, acea voință, da? Și nu în ultimul rând, acea conectare la intuiție, da? Știm ce avem de făcut, simțim ce avem de făcut și așa cum am spus, suntem la butoanele destinului nostru. Deci acum putem să apăsăm pe butoane, dar nu ne este frică, da? Apăsăm pe butoane. Butonul acesta, ce vrem să facem, avem curaj. Deci nu mai stăm să vedem ce spun ceilalți. Cum gândesc ceilalți, dacă este bine, dacă nu este bine. Acum, efectiv, suntem, să spun, la butoanele, așa cum am spus, la butoanele destinului nostru. Ce este acum important să conștientizăm este dozarea acestor acțiuni, dozarea acestor sentimente, acestor decizii, deoarece Scorpionul are acea componentă puternică de obsesie. El vrea totul sau nimic, da? Nu există compromisuri, da? Scorpionii nu sunt dispuși să facă compromisuri și de aceea nu prea găsim acea cale de mijloc și putem să fim destul de extremiști, destul de exagerați în deciziile pe care le luăm, în acțiunile pe care le luăm. Și dacă exagerăm, dacă forțăm nota, putem să mergem pe calea răzbunării, pe calea urii, da? Și putem să apăsăm pe butonul pe care scrie autodistrugere. Da? Este acea zonă de umbră a scorpionului. Dar dacă ne conectăm cu multă înțelepciune la ceea ce avem noi nevoie, putem să exersăm acea lecție a curajului, acea lecție a fermității și putem să apăsăm pe un alt buton, butonul eliberare, care ne conduce în acea stare de aliniere și de putere personală. Bineînțeles, fiind vorba de scorpioni, relațiile cu ceilalți vor fi foarte provocatoare în această perioadă, deoarece suntem dispuși să dăruim totul, da? Scorpionii știți cum sunt foarte pasionali și atunci ei vor totul de la partener și în același timp, deci dăruiesc totul și în același timp cer în contrapartidă ca și partenerii să fie 100% la dispoziția noastră, ceea ce
Vă dați seama și poate ați conștientizat, sigur ați conștientizat, nu se întâmplă adeseori. De ce? Fiindcă noi nu putem să-i controlăm pe ceilalți. Și atunci poate să apară frustrarea, poate să apară dorința de manipulare, dorința aceasta de a controla emoțional, poate șantajul emoțional. Și în acest context ne îndepărtăm încet, încet de o relație autentică, o relație armonioasă și accesăm umbrele, tenebrele, geloziei, mâniei, urii, răzbunării, obsesiei distrugătoare, atașamentelor posesive și bolnăvicioase. Așa încât recomandarea mea este să fiți echilibrați, da? Preluați de la Marte în balanță, deci Marte în balanță a învățat o lecție, da? A venit cu acea lecție a echilibrului învățată și atunci această lecție nu se uită. Faceți uz de ea, folosiți-o și preluați de la energia scorpionului, preluați această determinare, acest curaj, această dorință de a fi la controlul destinului, dar într-o manieră echilibrată. Este foarte, foarte important să nu faceți excese, indiferent de domeniul de viață în care se manifestă Marte în Scorpion. Să nu faceți excese în zona aceasta de corp fizic, da? Să puteți să exagerați, să spun așa, cu exercițiile fizice sau să nu faceți excese în zona de muncă, da? De activitate sau în comunicarea cu ceilalți, acasă, în relațiile cu ceilalți, în relațiile de iubire, în zona aceasta de sexualitate, la muncă, la fel, vedeți cum gestionați relațiile cu colegii de muncă, relațiile cu șefii, de asemenea relațiile cu partenerii. Fiți atenți la investițiile pe care le faceți. Puteți să beneficiați de intuiție, dar atenție la modul cum vă cheltuiți banii voștri și banii altora. Atenție la convingerile voastre, atenție la modul acesta de a avansa în carieră, de a vă manifesta în carieră, să nu călcați peste cadavre, da? Și după aceea, atenție cum relaționați cu ceilalți, cu prietenii voștri, cu grupurile voastre și cum vă proiectați planurile de viitor și, nu în ultimul rând, atenție cum relaționați cu voi. Deci este o perioadă de aproape o lună și jumătate în care Marte, am spus, este acasă la el, este în domiciliu, se simte bine și atunci haideți să folosim zona aceasta de energie pozitivă, da? Pe care ne-o oferă acest tranzit. Și pentru ca să primim fiecare din noi câte un mesaj, am ales acest set Conscious Spirit, de spirit conștient. Să vedem, să fim foarte conștienți în alegerile noastre. Și voi extrage câte o carte oracol pentru fiecare zodie și să vedem care este mesajul, ce avem de învățat, ce lecții avem de învățat, ce mesaj ne dau ghizii noștri spirituali pentru acest tranzit al lui Marte în Scorpion. Deci, care este domeniul, care este zona, care este ceea ce trebuie să fie în atenția noastră în această perioadă. Haideți să vedem. Prima zodie, zodia Berbec. Deci, voi extrage acum cartea Oracol pentru zodia Berbec și este Forest Frolic Maiden. Deci este această bucurie, deci pentru Berbec, da, este acest tranzit al lui Marte în Scorpion, este această bucurie a copilului interior de a se manifesta, de a se manifesta, de a se juca, de a face ceea ce vrea el. Deci atenție, repet, e normal să fie așa, da? Fiindcă Marte în Berbec este un alt domiciliu, am spus, al lui Marte în Scorpion. Și atenție la acest mod de manifestare, atenție la cât de liber ne manifestăm și cât de mult ne bucurăm în această perioadă pentru a avea motive speciale.
Haideți să vedem următoarea zodie, zodia Taur. Mesajul pentru zodia Taur este spiritele divine, de spirit guides. Deci este o perioadă pentru Taur. Gândiți-vă că Taurii sunt în opoziție cu zodia Scorpion, deci sunt pe axă și energia circulă foarte, foarte puternic. Deci este o perioadă și pentru Taur de a se conecta la intuiția lor, de a se conecta la ghizii lor spirituali, pentru a putea să ia cele mai bune decizii, decizii legate de valoarea lor personală, decizii legate de pasiunile lor, decizii legate de valorizarea lor, decizii legate de banilor și resursele lor personale. Deci conectați-vă la ghizii voștri spirituali. Următoarea zodie, zodia Gemeni, mesajul pentru zodia Gemeni. Gemenii trebuie să lucreze și ei cu intuiția, este chakra celui de-al treilea ochi. Deci și Gemenii sunt stimulați cu ocazia acestui tranzit al lui Marte în Scorpion să lucreze cu intuiția, să se conecteze și ei la divinitate, să se conecteze la mesaje, la sincronicități, la tot ceea ce simt, da? La nivel înalt, la nivel spiritual, și să-și deschidă, să spun așa, nivelul de conștiință spre zonele înalte. Următoarea zodie, zodia Racului. Răcușorii în această perioadă trebuie să mențină un echilibru. Trebuie să mențină un echilibru în relațiile lor, în relațiile pe care le au. Vedeți, pentru rac sunt deja două trenuri care sunt în fundal. Deci atenție, dragi răcușori, atenție la acest tranzit și atenție la echilibrul pe care trebuie să-l mențineți. Au fost două treburi, da, avem de asemenea un echilibru. Deci un mesaj foarte puternic pentru răcușori. Următoarea zodie, zodia Leu. Mesajul pentru zodia Leu este zeița soarelui. Deci vedeți aici, deci nici nu se putea o altă carte pentru lei, să fie atenți în această perioadă, cum strălucesc, da? cum se manifestă, cum se deschid către lumină, către tot ceea ce doresc ei să facă, către pasiunile lor, către hobby-urile lor, da? Au acum șansa să poată să beneficieze de un drive în plus, da? De acel curaj specific lui Marte. Următoarea zodie, zodia Fecioară. Pentru Fecioară avem din nou acea scânteie de divinitate. Deci foarte multe cărți până acum legate de conexiunea cu divinitatea. De ce? Fiindcă avem acea amprentă a Scorpionului, am spus, care ne conectează foarte mult la zona de introspecție. Deci fiecare din noi suntem o scânteie din divinitate. Dragi fecioare, lucrați și voi cu conectarea, conectați-vă, fiți atente la ceea ce vi se întâmplă în această perioadă și recunoașteți că sunteți o parte din creația divină. Următoarea zodie, zodia Balanței. Balanțele sunt forțate, ca să spun așa, mânate de la spate să îmbrățișeze schimbările, da? Deci au acum curajul, fiindcă Marte, am spus că ne dă drive-ul, ne dă curajul, au acum curajul să facă un pas înainte, da? Să facă un pas, să schimbe niște lucruri, să poată să treacă dincolo de, poate de convingerile lor, de fricile lor, și să acționeze. Deci, dragi Balanțe, nu ezitați, îmbrățișați schimbările, fiindcă acum beneficiați de această energie benefică. Scorpionii, haideți să vedem că avem emoții. Ce mesaj este pentru Scorpion? Wow! Pentru Scorpion este un mesaj superb, un mesaj legat de chakra inimii. Deci iubiți-vă necondiționat, da? Este și o conexiune foarte puternică cu Marte în Scorpion. Am spus, este o conexiune
cu corpul nostru, cu sexualitatea, cu partenerii. Și atunci este foarte important ca acest lucru să fie strâns legat și cu conexiunea noastră cu inima, da? Să ne conectăm la inimă, să ne conectăm la iubire, să ne conectăm la tot ceea ce ține de, de relațiile noastre, da? De a crea niște relații sănătoase, niște relații benefice. Foarte frumos pentru Scorpion. Pentru Săgetător, mesajul pentru Săgetător este de abundență, da? Săgetătorii primesc acest mesaj, deci primesc, pot accesa abundența în viața lor, cum? Acționând la fel, conectându-se la intuiție, deci multă abundență. Mai e și Jupiter în Săgetător, profitați de ultimele zbâgniri ale lui Jupiter în Săgetător până pe 2 decembrie, da? Și profitați și de această energie cumulată, da? Și nu mai spun de acea conjuncție minunată despre care am vorbit, acea conjuncție între Venus și Jupiter în Săgetător în data de 24 noiembrie. Următoarea zodie, zodia Capricorn. Pentru Capricorn avem Vindecătorul. Deci Capricornii pot să lucreze în această perioadă cu Marte în Scorpion, cu componenta aceasta de vindecare. Fie pot accesa ei această zonă de vindecare, se pot duce la psiholog, se pot duce la terapeut, pot să acceseze diferite tehnici, practici sau, pe de altă parte, dacă ei sunt specialiști, pot ei să-i ajute pe ceilalți să facă acest lucru. Vărsătorii. Pentru vărsători avem chakra sacrală, da? Este vorba de conexiunea vărsătorilor cu corpul lor, cu zona aceasta de sensitivitate și de conexiune cu sentimentele. Deci din nou ajungem la componenta aceasta de apă, componenta de intuiție, componenta de emoție, componenta de sentimente. Și ultima zodie, peștișorii. Pentru peștișori, mesajul este, wow, flăcările înțelepciunii. Deci avem aici o mică vrăjitoare, da? Nici nu se putea altfel. Da? Și mesajul este că noi ne deschidem în această perioadă, ne deschidem către înțelepciunea divină. Da? Este această alchemizare, da, cu Marte în Scorpion, da, avem componenta aceasta de ocultism, de alchimie, de a căuta mult mai adânc în sufletul nostru și peștișorii sunt maestri în acest lucru. Deci mesaje foarte drăguțe, foarte interesante pentru acest tranzit. Aceasta a fost prezentarea tranzitului lui Marte în Scorpion. Este foarte important să identificați în harta voastră natală unde aveți zodia Scorpion, dacă cumva aveți întoarcerea lui Marte, dacă l-aveți pe Marte în Scorpion în harta natală și atunci începe un nou ciclu pentru voi, dacă aveți planete, dacă aveți unghiuri, dacă aveți puncte virtuale, care într-adevăr pot să aspecteze, da? Este acea picanterie care vin să vă dea informații suplimentare legate de acest tranzit. Eu voi mai face și următoarele filmări pe care vi le-am promis, tot de aici, din mijlocul naturii, mă simt foarte, foarte bine, este cald, este plăcut. Credeți-mă, parcă nici nu este aproape sfârșitul toamnei și începutul iernii, astăzi a ieșit soarele, este chiar cald și mă simt foarte, foarte bine aici, conectată la natură, la acest verde, la pădure, la trenuri. Deci voi mai pregăti câteva filmări pentru voi. Noi ne revedem pe pagina mea de internet lumistarlight.com, pe pagina mea de Facebook Lumistarlight Astrology și aici pe canalul de YouTube, unde dacă doriți să faceți parte din comunitatea noastră, apăsați butonul subscribe și sunteți alături de noi. Toate cele bune, să ne revedem cu bine!